noi ne-am cunoscut pe Facebook. Ea era pe la mine prin cartier și am văzut la prieteni din apropiere că se află pe lângă mine. Eu o plăceam, evident, și am accesat-o gen ce caută pe la mine prin cartier. Așa am reușit să mă bag cu ea în seamă, să aflu că și îi place de mine. Da, eu nu i-am spus. Eu am încercat să fiu cât mai indiferentă cu el, să îl fac să insiste, să tot ieșim. Eu mă duceam la bar unde cântă el. Și așa am început să tot ieșim, să ne întâlnim cât mai des. Și într-un final ne-am îndrăgostit unul de altul și am ajuns să fim împreună. Noi suntem de aproape 9 luni împreună, dar ne știm de vreo 2 ani. Nu eram sigur când am întâlnit-o, eram cu cineva, dar am renunțat la acel cineva pentru ea. La început, familia mea nu a fost de acord cu el, pentru că era și mai mare, era și muzicant, umblă noaptea și s-au gândit că nu este ce trebuie pentru mine. Dar pe parcurs s-au convins că este un băiat bun și s-au resemnat. I-am convins prin simplu faptul că am grijă de fata lor. Și a fost el însuși. Le iubesc. Familia ei se comportă foarte frumos cu mine și nu fac diferențe între noi. Sunt ca și copilul lor. Pentru că și ei văd că noi ne iubim, ne respectăm, ne înțelegem. Și eu sunt la fel pentru familia lui. Până și meseria o avem în comun, așa că cu Dumnezeu înainte. La această emisiune am venit pentru că vrem să încercăm lucruri noi. Noi suntem un cuplu nebun, modern chiar. Și consider că putem să învățăm multe lucruri. Asta este și un test. Deși noi ne cunoaștem unul pe altul destul de mult încât să ne dăm seama ce ne poate cap. Au fost și momente grele, pentru că în orice cuplu, orice relație există și neplăceri și probleme, dar am trecut peste pentru că ne iubim prea mult. Pentru mine este cea mai importantă persoană și mă văd toată viața mea lângă ea. Și eu la fel față de el, este exact cum aș fi vrut eu să fie bărbatul visurilor mele. Nu am ce să-i reproșez. Amândoi avem defecte, dar sunt mai multe calități decât defecte. Într-un cuvânt, suntem un întreg. Francesca și Adrian! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Luați loc, vă rog! Cum sunteți? Cum a fost noaptea fără Francesca? Ia zi, Adrian! Am dormit. Ah, e bine. Înseamnă că n-ați primit încă nicio imagine din aia, nu? Să vă pună pe jar sau ceva. Nu. Ana, ai primit? Le dau eu pe toate azi? Am primit, dar nu m-a... Nu de alea grele încă. Nu grele. Auzi, voi sunteți de un an, adică de un an locuiți împreună, efectiv. Locuim împreună de câteva luni. Suntem împreună de aproape 9 și de vreo 4 ne-am mutat în apartamentul nostru. Ah, bun. Zicea Francesca că inițial părinții ei n-au fost de acord cu tine pentru că ai o meserie care înseamnă să pleci de acasă nopțile. Revelioane, Crăciun, sărbători, sâmbete, tu ești numai plecat. Și viața de muzicant e grea. Adică e grea pentru nevasta care rămâne acasă, știi? Pentru iubită. Da, dar noi mai cântăm și împreună. Asta vă doriți să ajungeți să cântați împreună? Cântăm deja împreună, avem formația noastră și majoritatea cântărilor suntem amândoi. Da. Dar tu care ziceai că ai avut sute de femei călbați pe ciocănel la fundul gol cum ar veni, cum crezi tu că îi câștigi încrederea ei? Știi că ea stă acasă, fată tânără, se gândește, măi, ce-o face al meu până dimineață, cum e la nunți? Are încredere în mine. Da? Te-ai oprit la ea, deci gata, zici că ea e. Am și specificat că aici m-am oprit. Socrii tăi, apropo, ai niște socri foarte de treabă și super tineri și mișto, foarte tineri. Ziceau că le e frică puțin de tine, că ești cam așa, la gelozie, nu mai știi de capul tău. Pe cuvânt. Te descurci? Sper.
Eu am zis că îi chemăm pe ei dacă ceva, dai semne că așa, chemăm pe socru să stea cu tine acolo în pat, sus la mansardă. Și chemați pe socru de să nu chemați pe soacră, că e jale. Cu e cu soacră, dar nu te împași, adică e arțăgoasă, olteancă, ha?